Bun găsit în episodul de astăzi, aș vrea să vă vorbesc despre romanul Nu mi-am omorât bărbatul, scris de Liu Zhenyun. Ediția pe care o am în față este publicată la editura Humanitas în anul 2019. Câteva cuvinte despre scriitor. Liu Zhenyun este un scriitor chinez care se naște în 1958, laureat al câtorva premii pentru literatură, un activist cunoscut. însă romanul acesta, cel puțin pentru mine, a fost o mare dezamăgire și vă voi explica imediat de ce. Vreau să vă spun câte ceva despre poveste. În centrul romanului se află un personaj feminin, Lixuelian, care, de comun acord cu soțul, decide să divorțeze pentru a evita legea care prevede că un cuplu de chinezi nu poate avea mai mult de un copil. Divorțul trebuia să fie unul fictiv, însă soțul acesteia, Qin Yuhe, se recăsătorește la scurt timp după divorț. Divorțul devine, deci, un divorț adevărat, real. Lixuelian, bineînțeles, după ce constată că soțul său nu și-a ținut partea lui de înțelegere, începe să protesteze. Și pe parcursul a câțiva zeci de ani, ea protestează public. Protestele sale aduc demiterea diferiților funcționari din provincia în care Li Xuelian trăiește. Romanul este unul satiric. Este o ironie la adresa modului în care funcționează societatea chineză birocrația chineză și desigur Partidul comunist. Povestea în sine este foarte interesantă. Problema este că dincolo de poveste, Liu Genyun nu prea reușește să ne transmită nimic. Toate personajele lui sunt abia schițate, textul este excesiv narrativ, este ca o poveste care curge fără întrerupere și care nu are loc pentru niciun fel de reflexie, pentru niciun fel de considerații de natură psihologică. Mai mult decât atât, după o vreme, romanul începe să plictisească. De ce cred că se întâmplă asta? Pentru că, în primul rând, el devine previzibil. După ce se epuizează noutatea poveștii, și asta se întâmplă în primele câteva zeci de pagini, nu mai rămâne aproape, din, aproape nimic uh, interesant pentru cititor. Așadar, un roman previzibil, un roman sec, un roman unidirecțional uh, și o poveste care, deși foarte ofertantă, este, cred eu, stricată aici sau ratată complet de Liu Genion. Aș vrea să vă citesc un fragment din uh, acest uh, roman. Când Li Xuelian l-a întâlnit pe Wang Gongdao pentru prima dată, acesta era un tinerel slăbuț de numai 26 de ani, cu pielea albă ca de bebeluș, dar tare ochios. De regulă, cei cu ochii mari au niște sprâncene stufoase, dar nu și omul nostru care le avea atât de prăpădite că abia de le băgai în seamă. Sigur, este foarte dificil să vorbești despre un roman uh, tradus pentru că nu putem ști care este calitatea traducerii, însă, pentru mine cel puțin, textul acesta scris de Liu Jeniu uh, a fost uh, dezamăgitor.